Am în momentul în care am auzit de 1.000 de ori acele strigăte și amenințări ale celor de la din Rapova, din Săcele, Arad, Hunedoara și așa mai departe, că au fost mai multe focare de acest tip. Oamenii se au drept de vot. Acum nu știu. Înțelegeți? Și aveți dreptate. Oamenii ăștia votează. Oamenii Dar aceștia sunt cetățeni votează. români Ei de votează, etnie da. rom. Votează în Pe România, mine da. nu mă interesează culoarea pielii, după cum vedeți, nici eu Eu nu nu sunt vorbesc de foarte culoarea pielii, deschisă vorbeam la doar piele. de... Mă interesează așa, domnul Coarnă. Am văzut imaginile cu polițiștii și am citit și declarația domnului Berbeceanu, da? Șeful de cabinet al Ministrului de Interne. Dorința mea într-o Românie aflată în pandemie este să știu că poliția, indiferent unde, că e la Săcele, că e în Rahova, în București, e prezentă, cum să vă spun eu, e drept că la Săcele, dacă nu mă înșel, au fost 37 de oameni Haideți duși să ne la audieri. analizăm, haideți să ne luăm punctual Vă și rog. să privim cazul până la finalitate. Dacă luăm metapizat și segmentăm, sigur că fiecare are adevărul lui. Eu, în principiu, nu sunt de acord cu declarația lui Traian. Eu nu vreau să intervin sau să desfășor o acțiune violentă. Violentă naște violentă. Și atunci poliția, în opinia mea, de acolo de la Arad, Brașov am avut două situații, spune doar Rahova, a acționat inteligent. E normal să vină un singur echipaj la un apelul 1-2, pentru că n-am o situație clară, n-am o reprezentare a ceea ce se întâmplă acolo. Echipajul constantă, după care raportează și gradual trimite în forțe în zone. Atunci, Nu dacă am să vă poliții... spun, domnul Coarnă, ca să înțeleagă și cei de Rău. acasă. Nu, citez din domnul Berbeceanu. Nu am să vă spun nici cu cât la sută au scăzut infracțiunile sesizate, nici câte amenzi au dat poliția și jandarmeria și nici că se acționează în sistem integrat. Pentru că nu vă interesează. Am să vă spun însă simplu că vom fi intransigenți cu derbedei. Când, domnul Berbeceanu? Am și o întrebare, iertați-mă că vă deranjez. Să știți că v-aș fi deranjat și telefonic, domnule Berbeceanu, dacă ați fi ales să fiți ceva mai transparent. Într-o Românie care are Teliu, într-o Românie care are Rahova, într-o Românie care are Săcele, vreau să știu că sunteți în stare să comunicați. Traian a Unul la intrat în mână. aceeași logică de... Vă rog, domnul Coarnă, vă ascult. Da, cred că l-am pierdut pe domnul Coarnă, dacă nu și mă aude, continui din mesajul domnului Berbeceanu. Am să vă spun simplu că polițiștii și jandarmii sunt hotărâți și determinați să vă protejeze. Pe voi cei mai mulți, pe voi cei mulți impunând respectarea legii și atunci când huliganii încearcă să provoace dezordine și haos. Am să vă asigur că forțele de ordine alea prost echipate, corect, cu logistică necorespunzătoare, corect, și fără suficiente materiale de protecție, nu vor face un pas înapoi în a-și face datoria. Perfect, nu zice nimeni. Vreau să vă uitați la imaginile. Mihaela Verde și producătoarea mea, o să o rog cu iertare, la un moment dat să mai dăm în imagini cum arăta povestea aia cu... Deci erau trei domni, nu-i cunosc, nici nu vreau, care stăteau și ne spuneau nouă, șeful poliției, șeful SIAS, șeful MIAS, șeful PIAS. Pe mine nu mă interesează. Mă interesează ca în situații în care am sentimentul că e drept norocul nostru că sunt comunități izolate. Bogdan, nu Așa este. avem chestiuni ample. E, dacă pe voi nu vă face această imagine, cum să spun eu, să fiți speriați, pe mine mă sperie acest lucru. Mă sperie această imagine. Sunt absolut cutremurată. Și când citesc comentariul de pe Facebook al domnului Berbeceanu, zic bine? Da? Păi nu ne duelăm noi pe Facebook. Noi toți. Pe mine mă înspăimântă alt lucru. Dacă te-ai uitat cu atenție la acele imagini de la Săcele, unde nu era răscoala de la Bobâlna, era bătaia, Deși semăna. caftul de la Săcele, se va numi ăsta. E, Da. pe caftul de la Săcele, vedem niște polițiști care se întreabă unul pe altul, ce facem? Tragem sau nu tragem? Ce facem în situația asta? Și se încurajează unul pe altul. Sunt polițiști de la locală, cred, sunt și oameni pregătiți, dar nimeni nu intervine.